Salutare, sunt Iraianu și bine v-am regăsit la un nou episod din FIFA 14 cu un episod iarăși mai special, precum vedeți, de pe Xbox One, un squad builder cu o echipă foarte bună și foarte scumpă. Precum ați văzut ultima dată, am avut o grămadă de coins și poate mă întrebați unde sunt coinsurile alea, dar vă spun, în echipa asta pe care o să vă prezint episodul ăsta, da, e o echipă scumpă. O să vă prezint imediat, dar înainte vă spun că puteți intra chiar acum pe fifaultimateteamcoins.com dacă vreți să vă cumpărați niște coins. Sunt, de fapt, prețurile la toate coinsurile pe toate platformele au scăzut extraordinar de mult. 100.000 de coins vă puteți cumpăra pe Xbox acum cu 3-4 euro, foarte, foarte ieftin. Așa că puteți intra chiar acum pe fifaultimateteamcoins.com. Aveți și un discount de 5% dacă folosiți codul TIRA. Trecem să creăm echipa. Precum v-am spus, avem o echipă foarte, foarte scumpă, valorează 2.400.000 aproape, dar precum coinsurile sunt foarte ieftine, vă puteți permite și voi de acum încolo. Dacă, bineînțeles, iarăși mă repet, intrați pe fifaultimateteamcoins.com. Bun, trecem să creăm echipa. În poartă îl avem pe Sirigu, vă anunț de pe acum, este un hybrid din două ligi cu câteva surprize, o să vedeți despre ce este vorba. Deci, în poartă Sirigu, pe partea dreaptă îl avem pe Abate, pe partea de pe CB din dreapta, mijlocaș defensiv, îl avem, de fapt fundaș defensiv, lol, îl avem pe Chiellini, pe partea stângă de pe poziția CB îl avem pe Thiago Silva. Și de aici o să înceapă să se creeze acest hybrid de care vă vorbeam. Pe partea stângă, LB, îl avem pe Kurzawa, Team of the Season. Îmi place foarte mult acest jucător și îl folosesc de câte ori am ocazia. Precum vedeți, 78 la pace, foarte echilibrat la statusurile defensive. Work rate-uri perfecte pentru un fundaș stânga. Trecem la pozițiile de mijloc. Pe poziția CDM din stânga îl avem pe Matuidi, face chemistry, bineînțeles, cu Thiago Silva de la PSG. Și pe poziția din dreapta CDM îl avem pe De Rossi, face chemistry cu Chiellini din partea dreaptă din Serie A. Trecem la prima surpriză, să zic așa, da, prima surpriză, pe poziția CAM din dreapta îl avem pe legendă Zola. Stai, cum îl cheamă? Giuseppe Gianfranco Zola. Deci jucătorul ăsta mi-aduc aminte când jucam eu FIFA 98, 98-99, era în joc, îl controlam cu mouse-ul, dacă mai știi jocul. Am și dat 560.000 pe el, dar merită foarte, adică merită jucătorul ăsta. E foarte mic de statură, precum vedeți, dar are niște statusuri superbe, superbe. 90 de dribbling, șut, pase, viteză, orice vrei tu. Bun, trecem și pe partea stângă. Camul de pe partea stângă este Menez, din sute transformat în cam. Are statusuri bune de pase și de șut și dribbling și viteză. Și bineînțeles, ăștia fac chemistry pe partea stângă și ăștia fac chemistry pe partea dreaptă. Așa, trecem la următoarea surpriză. V-ați prins, dacă nu vă arăt acum. Sunt Vieri, din nou o legendă extraordinar de OP. Cred că una dintre cele mai OP legende din joc. L-am cumpărat mai ieftin ca Zola. Mai ieftin ca Zola, 545.000, cu vreo 20.000 mai ieftin decât Zola, dar e foarte OP, foarte OP. Am mai jucat cu această echipă, probabil vedeți aceste statusuri la jucători, doar 3 meciuri în acest club, dar am jucat cu echipa asta la un alt club. De asta nu îi vedeți, adică nu le vedeți statusurile cu golul și chestii de astea. Deci, da, bun. Precum vă spuneam, Vieri, foarte OP, 83 pace, 82 shoot, cred că are vreo 8-7, așa la general, deci după cum se manifestă în joc, 89 heading,
Cred că merită vreo 91. Mamă, deci cum sare la cap, o să vedeți dacă avem ocazia să vedem așa ceva. Bun, și pe poziția sâtă din stânga v-ați prins? Ibrahimovic. Bineînțeles, Ibrahimovic, cumpărat cu 1.190.000 în momentul ăsta, chiar înainte m-am uitat pe market, costă vreo 1.400.000 deja. Deci s-au scumpit foarte mult jucătorii în ultimul timp și asta e și motivul pentru care au scăzut prețurile la coins, cred. Bun, aceasta este echipa cu care o să joc un match demonstrativ, să vedem dacă reușim să punem în evidență toți jucătorii prezentați în acest quad builder. Da, trecem la primul match. Adversarul are o echipă destul de bună, precum ați văzut, am ratat intro-ul, dar trecem la meci, bineînțeles. O centrare foarte bună pentru Ibra, Ibra pane picior acolo la minge, Ibra, fără discuții, fără discuții, foarte ușor. Foarte ușor Ibra trece de David Luiz, parcă era acolo. Un fake shot elegant și, bineînțeles, 1-0 în minutul 5, nici nu mă așteptam la ceva. Zola în partea dreaptă, foarte liber, Zola trece și poate centra și lui Ibra și lui Vieri, o face pentru Vieri, dar scoate foarte bine Jefferson, ați văzut Vieri unde marcaj foarte bun, nu a avut noroc, dar are un heading foarte bun, să vedem dacă dă cineva cu capul din corner, este Vieri acolo și nu este Ibra, este tot Ibra și înscrie pentru 2-0 minutul 18. Precum v-am spus în descrierea acestei echipe, doi atacanți foarte, foarte buni. Ibra cu Vieri fac o treabă foarte bună, mai ales Ibra și Vieri și ceilalți. Royce în partea stângă, Royce încearcă să intre în careu, centrează, dar foarte bine David Luiz acolo respinge. Schweinsteiger acum din nou un șut, blochează Menezi de această dată, o centrare, Chiellini pe fază. Nici o șansă pentru atacanții adversarului. Scapă foarte bine acolo Mandzukic. Mandzukic, foarte bine, vine acolo Thiago Silva și Chiellini rezolvă problema până la urmă. Matuidi, foarte bine. Centrare periculoasă aici. Schweinsteiger, centrare. Respinge de acolo Chiellini din nou. Pauză. 2-0, 9 șuturi din care toate 9 pe poartă, adversarul doar 2, posesia i-a aparținut, să zicem, dar bineînțeles 2-0 pentru mine. Avem lovitură liberă cu Ibra, s-a mișcat zidul și m-a dus în eroare, nu-i problemă, revenim la fază, batem cu Ibra, să vedem dacă merge bine această minge, Ibra, mergea superb, dar... Cech respinge un corner. Centrare Zola în careu pentru Vieri. Vieri cu capul, fără nicio șansă pentru nimeni din defensiva adversarului. Vieri învinge din nou. Adică înscrie din nou și învinge. Revedem reluările noi de pe Xbox One, niște reluări frumoase. Da, nu știu dacă v-am arătat asta până acum, dar vedeți în premieră niște reluări foarte faine și cu un mic montaj după celebrare în slow motion, precum vedeți. Da, 3-0, minutul 48. Pase greșit acolo, m-am grăbit și am fost pedepsit. Am dat skip pentru fază și am dat pase din greșeală. Nu e nicio problemă, 3-1 doar. Trei contra doi la această fază, Ribery în partea dreaptă, este Chiellini acolo, extraordinar Chiellini din nou. Corner bătut de Schweinsteiger, aproape acolo și recentrare în careu, este lovitura de cap și rebound pentru David Luiz și scrie în minutul 73.
Două faze urâte din partea adversarului, dar înscrise, din păcate pentru mine. Acceptăm și trecem peste. Încercăm un kick of glitch chiar acum. Să vedem dacă reușește. Ibrahimovic! Ibrahimovic! Corner pentru mine în această dată. Bate Zola în careu pentru Vieri. Matuidi acolo, un șut foarte bun, Matuidi bară și nu mai respinge mingea la mine ca la adversar data trecută. Și da, cam atât am fost pentru faza asta. Și periculos, suntem în momentul de prelungire. Aubameyang periculos în partea dreaptă. Vine Kurzawa acolo, centrare, este Mandzukic. Da, am scăpat. Siriguș face datoria și este final de meci. Meci câștigat, fără emoții, a avut câteva ocazii adversarul, dar meci câștigat, precum v-am spus, cu 3-2, precum ați văzut și voi, l-am dominat pe adversar fără nicio discuție, deși a avut două goluri norocoase, pot să spun, da, am câștigat meciul foarte ușor. Și precum v-am spus, echipa asta își merită fiecare bănuț cheltuit. Chiar dacă este puțin mai scumpă pentru unii, puteți face un efort și, bineînțeles, să vă cumpărați niște coins. V-am spus la început, sunt niște prețuri destul de acceptabile dacă vrei să investești puțin în FIFA. Eu am făcut-o și mi-am făcut o echipă foarte, foarte bună. Dacă vreți să vă faceți și voi și să vă cumpărați niște coins, puteți intra chiar acum pe fifa-ultimateteamcoins.com. Aveți și un discount de 5% dacă folosiți codul TIRA. Cam atât a fost și pentru acest episod. Nu uitați să dați like, subscribe, share, like la pagina de Facebook, tot ce avem noi acolo în descriere. Eu am fost Iraneanu și până data viitoare v-am salutat.